Muzeul Porțile de Fier din Robeta Turnu-Severin este fără doar și poate cartea de vizită a orașului. După ani de așteptare au fost redeschise acvariile. Muzeul este în plină desfășurare a campaniei Muzeul este al tău, iar copiii și tinerii au acces gratuit în parcul arheologic și la acvarii. Și anul trecut, severinenii și turiștii în tranzit au putut vizita pavilionul multifuncțional și parcul arheologic, însă în acest an se pot bucura de vestitele acvarii. Muzeul deschis cu pavilionul multifuncțional și cu parcul arheologic a fost și anul trecut, dar anul ăsta am făcut un salt, am putea spune, în sensul că am redeschis după 10 ani acvariile Muzeului Regiunii Porților de Fier, acvarii de care pe perioada cât s-a produs reabilitarea ne întreba toată lumea, chiar și la telefon, din țară, erau copii, grupuri organizate, dar și familii care își doreau să revină la acvariile muzeului. Acest lucru a fost posibil, acvariile sunt reamenajate, înainte bazinele nu aveau un design, acum bazinele arată cu totul și cu totul altfel. Am spus-o și la deschiderea oficială a acvariilor că suntem bucuroși să avem aici acvarii, deoarece dacă în mod imaginar am trage o axă a țării și am împărțit țara în două, am constatat că în partea de la mijloc spre est există 3 acvarii, iar în partea de la mijloc spre vest singurul acvariu este cel de la Muzeul Regiunii Porților de Fier. Muzeul este foarte vizitat de turiști și nu numai. Acvariile au un nou aspect modern, iar cei mai încântați vizitatori sunt cei mici. Încasările sunt considerabile și sunt foarte mulți turiști în tranzit care își doresc să vină să vadă acvariile. Constatăm că atitudinea copiilor este una de fericire maximă. Unii dintre ei chiar se mai duc prin parc, se mai întorc la pești, iar se mai duc prin parc, se mai plimbă, se mai joacă, iar se întorc la pești. Și noi suntem bucuroși să constatăm că am lucrat ceva ce este pe placul tuturor.